caut un prieten să fie de soartă dat. Caut un prieten să fie adevărat. Vreau ca între noi să fie încredere în ce-am zis, și vreau ca să nu fie nevoie de compromis. Caut un prieten, caut un prieten, caut un prieten, caut. Simt că-s la răscruce, te caut, de ce taci? Vezi, anii de iubire ne sunt tot mai săraci. Caut un prieten în inima-i să mă pot ascunde, să fie legătura mea această lume. Caut un prieten, caut un prieten, caut un prieten, să-i-l cânt, de mai este pe pământ, îl caut. Bună seara și bine v-am găsit, am început emisiunea alături de Martin Budurin. Bună seara, bine ai venit, la mulți ani în primul rând. Multă, multă sănătate. Bună seara, Anișoara, mersi mult, mersi Pro TV, pentru că voi sunteți alături. Au vrut să zic și la bine și la greu, mai mult la bine, că la greu nu v-am invitat niciodată. Da. Și la rău. E bine să fim așa, grămăjoară, măcar la bine, știi? Exact, da, exact. Că când e rău, nu știe toată lumea, așa că... Și poate nici n-ar trebui. Exact. Da, da. Ne descurcăm. Unele noi, lucruri ne descurcăm. Se trăiesc în tăcere. Dar da, am început așa pe o notă melancolică, cumva, chiar și această piesă. Chiar mă gândeam, de ce ai ales să cânti piesa asta astăzi? M-am ferit atunci când am făcut această piesă, și textul și melodia mi-aparține, numai în melancolie n-am vrut să mă duc. Deci e un strigăt al sufletului, probabil, e un romantism bărbătesc care vrea un prieten, nici de cum melancolie, fiindcă... eu am înțeles că numai la moldoveni melancolie e dulce melodie, știți cum? Dar eu nu aș vrea să intru în zona asta. Okay. Așa. Cu toate că, na, cântecul, ați înțeles la care m-am referit, e foarte frumos, dar eu nu mi-aș dori ca, că noi suntem așa melancolici, lirici, foarte mioritici, ori chestia asta nu tot timpul dă bine. Așa că da. Eu altceva am vrut să pun în acest cântec și, na, văd că foarte multă lume se regăsește, fiindcă dacă
iubirea adevărată se întâlnește mărăruț, cea adevărată. Păi prietenia, să știți că e și mai rară. Cea bună e și mai rară. Și anume cam despre asta am cântat eu în acest strigăt al sufletului probabil. Na, și am zis ia să o mai cânt o dată. Ai prieten adevărat? Dacă tot zici că e rară prietenia adevărată? Eu am câțiva ei. Am, da, drumul vieții mi-a scos în față niște prieteni. Am un prieten foarte bun și vechi din școală încă, Victor Prodan, îl salut pe această cale. Și am înțeles că cei de atunci sunt cei mai adevărați. Na, pe parcursul vieții sigur că am mai avut, dar am mai înțeles un lucru. Că sunt, nu știu cum, segmente de prietenie. Adică nu e pentru toată viața. La diferite etape ale vieții. Exact, exact. Și asta mi s-a întâmplat mie. De aceea, probabil că aș venit acest cântec și eu încă sunt în așteptare, sunt în căutare a unui prieten, așa precum scriu eu și cânt în acest cântec. Frumos! Asta nu înseamnă că și eu trebuie să, că și noi trebuie să știm a prietenie. Mai este o fațetă. Că nu spui că din pod nați un prieten adevărat, că ea și profită de el. Da, da, deci trebuie să știm și noi. O relație și relația înseamnă absolut. Doi. Ce înseamnă foarte mult într-o relație de prietenie înseamnă egalității. În momentul când lucrurile se schimbă, atunci nu mai este sor de izbândă. Da, asta. Da. Bun, hai să vedem cum a început ziua ta. A început foarte frumos, deci în primul rând eu sunt acasă acum singur, ai mei sunt în Franța. Așa o legătură, a început foarte frumos, nu, în primul rând sunt singur. Da, sunt singur, da. Frumos, am vrut să zic că nu chiar singur, că fiindcă am două feline, două pisici, care îmi dorm așa la picioarele mele, în dormitor, și m-am trezit cu zâmbetul pe față, fiindcă se întind, m-au salutat, probabil că m-au și felicitat în felul lor. Și eu zic că de aceea m-am bucurat, afară era soare, frumos, și zic, uite ce zi minunată. Chiar a fost o zi superbă. Și binecuvântată, da. Și m-am bucurat. Și am trăit ziua plin, atâtea felicitări și mesaje, nu știu dacă am avut vreodată. E bine, că nici n-am avut nici până acum 55, cam 55. E frumos numărul ăsta, nu știu cum arată el bine așa. Da. Dar eu mă simt ca la 35, hai să nu zic la 25. Și, na, sunt bine cu mine, sunt bine. Ziceai într-o postare așa că, ceva de genul, că nu regreți nimic din ce a fost până acum. Da. Ai stat să te gândești ce faci asemenea, nu știu, totalizări atunci când mai trece un an, când vine ziua ta, când ce s-a întâmplat, cum au zburat anii, unde se putea altfel, cum zboară gândurile în această da, zi? Da, eu de la o vreme, nu știu, probabil că așa am fost tot timpul, doar că acum și mai bine se așează niște lucruri. Niciodată n-am trăit în goană, făcând, am eu o vorbă, făcând spume la gură, că ce n-am reușit, că nu știu de unde vine chestia asta. Cineva poate să zică, bă, ești cam, na, te joci cu viața, poate nu ești atât de responsabil. Dar eu o iau ușurel. O iau ușurel și lucrurile se așează nu știu cum bine. Că atunci când ești crispat și vrei cu tot din adinsul, ca regulă nu prea se întâmplă lucrurile. Sau ceva se rupe. Sau... De aceea eu am înțeles, ca și cântatul la chitară, trebuie să cânți lejer. Să curgă, să cânți lejer. La fel e și cu viața. La fel e și cu viața și, na, eu mă împac bine. Mie îmi place așa. Știi, este și o vorbă înțeleaptă care zice așa, dacă nu greșesc eu, că una dintre cele mai mari greșeli pe care le face omul în viață este că se ia prea în serios. Exact, asta e foarte bună și îmi place vorba asta. Da. Și de-aia cred că, da, câteodată trebuie să mai lași așa. Ușurel, da. Că suntem, și na, pasageri. Da. Suntem pasageri așa frumos. Venim și plecăm. Contează să plecăm frumos și să avem, atunci când plecăm, zic eu, un bagaj întreg de amintiri. Ori amintirile le putem lua cu noi. Deci, na. Doar amintirile le putem. Doar amintirile, exact. Așa că trăiți amintiri, oameni buni. Creați-le acum. Și eu lucrul ăsta fac de la o vreme mai cu seamă. Deci, și mai mult mă gândesc la chestia asta și vreau să trăiesc momente inedite, frumoase și cât mai multe. Da. Dar nu ești supărat că ești fără familie de ziua ta sau nu mai știi, sunt oameni care atunci când vine ziua de naștere, e ziua mea, cum așa, e totul despre ei, foarte, foarte egocentrist cumva. Da, la tine da. Cum e? Nu am chestia asta, chiar nu, că mi-ar plăcea să fie ai mei lângă mine, dar cu toată tehnologia, deci au fost alături. Au fost alături, ne-am auzit
felicitați de mai multe ori. Ne-am felicitat. Băiatul meu la Paris e cu iubita lui, Ana Maria, și îi salut pe această cale. Mi-au făcut, și noi. Mi-au făcut niște răvașe, niște mesaje atât de frumoase. Bă, mă simt parcă sunt prim-ministru, știi, cum așa. Într-un fel. Da, și soția la fel. Deci, na, am fost până în Franța, o să merg după sărbători, merg iarăși acolo pe vârf de munte să mai schiez, fiindcă după sărbători noi cam avem o pauză mai mare până de Paști, așa că o să le reușim pe toate. O să fie timp berechet pentru toate și pentru odihnă și pentru tot. Care e cel mai frumos cadou pe care l-ai primit vreodată? Da, nu o să fiu tare original acum. Zic în 92, la un an de la nuntă, băiatul. Băiatul, frumos. Când a venit... Dar din astea materiale? Dar din astea materiale, deci... nici nu știu să pun accent pe ceva. Tare mult anul trecut sau cu 2 ani în urmă, băiatul mi-a cumpărat un laptop foarte performant, câteva boxel, consola, cu ceea ce mă ocup eu acum, ca și DJ. Pe lângă Catarsis și proiectul solo, deci mai sunt și DJ, și el mi-a cumpărat și chiar de ziua mea mi-a dăruit câteva din aceste scule foarte bune, scumpe, care pe aici nu prea le găsești. Și asta a fost ceva pentru mine, wow! Așa. Ce n-am avut în copilărie, deci mi s-a adus acum. Anul acesta te-au bucurat cu ceva sau când revin acasă ei? Când revin sau când mă duc eu la ei, da. Aha, da. Încă urmează să-mi mai iau ceva, un microfon foarte profesionist. Așa? Deci toată muzică tot, da. Și încă o chitară. Ei, mai am eu dorințe, dar nu le spun pe toate. Așa, sper să ei să intuiască. Ce faci în seara asta? Eu te-am întrebat și înainte să intrăm în emisie, dar deja te întreb să știe toată lumea. Da. O să fie, de obicei lumea stă la coffee time, la tea time, o să fie vin time, așa? Da, o să fie vin pe masă și plăcințele și niște sarmale. Le-am comandat la un local foarte bun, cât pe ce să zic cum se numește, dar nu o să zic. Mulțumim. Că la timp m-am oprit, așa, și sunt niște prieteni de-ai mei și au zis că îți trimitem noi tot, ba chiar și niște țuică de cea tinctură, nu știu din câte... Ei, o să fie vesel. Și câțiva băieți alături de mine, câțiva amici, cred că o să fie frumos. Cred și eu că o să fie. Doar bărbați? Doar bărbați. Așa, într-o... Tu abia aștept să mergi. Cu restricții. Mai stai un pic aici cu mine și după... Mai stau că îmi place aici cu tine, în studioul ăsta cald și atât de frumos. Mă bucur tare mult. O să discutăm acum și despre studioul ăsta, dar până atunci să te întreb, uite, ziceai acum că te simți ca la 35. Care a fost, din punctul tău de vedere, cea mai frumoasă vârstă pe care ai trăit-o până acum? Unde ți-ai fi dorit să se oprească? Nu știu. Atunci, înainte de a fi înrolat în armata sovietică, că eu am fost pe acolo, la 18 ani, se făcea prenou, 1986, iată, acolo m-aș fi oprit și aș luat un pic altă cale. Deci aș fi evitat acești 2 ani pe care i-am pierdut din viața mea și probabil că i-aș fi folosit mult mai rațional și deja... Deci cam acolo aș vrea să rămân. Asta dacă ai putea să schimb ceva. Dacă aș putea să schimb, dar să rămân... Să rămân la o vârstă care ți-a plăcut, pe care ai simțit-o așa plină din toate punctele de vedere. Atunci, la 30, când am făcut 30, când am început noi Catarsisul. De fapt, noi am început cam târzior. Târzior, da. Noi atunci cu 26 de ani în urmă, cam atâta datează deci, proiectul, 26 de ani, din 1997, da, cam așa. Deci atunci mi-a plăcut acea vârstă, eram plin de energie. Bine, și acum o am, sunt eu așa, zglobiu la ale mele, caracterul îmi dă ghes uneori, acum încerc să mă temperez, dar nu pot, fiindcă cu natura nu te pui. Atunci eram argint viu, în general. Când ieșeam pe scenă, ceva s-a întâmplat cu mine. De acum, colegii și Ion zice... Scurt circuit era, da? Da, și Ion, bă, ușurel, că avem 3 spectacole și trebuie să te ții în puteri. Deci, acolo aș vrea să rămân, dar na, o să încerc așa, și pe la 80... Să știi că am mai pus întrebarea asta de mai multe ori și constat cu mare interes, mai toată lumea zice că s-ar opri... Sau cea mai frumoasă vârstă a fost așa, în jur de 30-33. Acolo cumva anii sunt cei mai frumoși, cei mai Nu mi-explic de ce, dar na. Nici măcar nu e la 20, știi? Tânăr vreau mereu să fiu la 20 de ani, nu e așa. Nu, atunci nu m-aș opri acolo. În general, eu, etapa care vine acum, de la 55 încolo, de bunel, de nu știu ce, mie îmi nu știu de ce, cred că o să-mi placă cel mai tare. Da? Da, fiindcă tinerețea a fost
zbuciumată cu nevoi, cu griji. Mai pe urmă, iarăși, alte chestii s-au mai întâmplat. Dar perioada asta care vine, simt că suntem așezați material, totul e ok. La țară am făcut casa de vacanțe și deci aștept nepoței. Am pus și livada, am pus tot. Deci... Dar eu am văzut o poză, a înflorit un poet acolo sau ce să... Dar acela e din primăvară, da, poza e mai veche. M-am speriat, zice, în noiembrie se întâmplă și așa. Nu, 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 poza este de, tocmai de Blajin, mi-a făcut-o Angela. Și este un copăcel care abia avea jumătate de an. Și eu am zis, ia uitați-vă cât de rodnic este pământul și, da, din primăvară e acea poză. Și eu zic, perioada asta sper eu și cred cu certitudine că va fi cea mai bună perioadă din viața mea. Așa să fie. Când sunt liniștit, când totul e ok, toate lucrurile sunt puse la punct, nu mai regret, nu mai încerc să fiu dezamăgit, nu mă amăgesc tare ca să nu mă dezamăgesc. Cam înțeles? Nu mai vrei să demonstrezi nimănui nimic. Absolut, exact. Ce a fost de spus. Și zic, acea perioadă care iată în care intru, eu cred că o să fie cea mai faină. Să dea Dumnezeu să fie așa, dar mă uitam astăzi, luna asta, noiembrie, pentru voi este destul de interesantă, nu? Ați avut și aniversarea căsniciei, m-am văzut la noi în acel material. Eu, dacă nu greșesc, Angela zicea că și-ar dori și un nepoțel. Îți dorești la fel de mult? Mie mi s-a părut că tu ești așa încă. Parcă încă nu-ți gata, da? Să fiu bunel. Parcă încă nu. Nu, adică da, mi-ar plăcea și cred că e și timpul, fiindcă și băiatul deja a trecut hotarul de 30, a făcut 31 acum, pe 8, exact. Că și el da, este... Da, și el, da, tu ziceai atunci că și el este și Scorpion, și coincide și anul, maimuță. Deci, na, Angela are de furcă cu doi scorpioni și două maimuțe. Dar ești un scorpion veritabil? Nici nu știu cum să zic care ar fi acela veritabil. Sunt unul așa, parcă aștept și sunt liniștit și calm, dar în momentul când vor să mă pună la zid, ce mai înțep. Așa că nu vă jucați cu natura unui scorpion, că nu ține. Dar uite, totuși pe piept porți un leu, nu un scorpion. Da, da. Mm-hmm. Și este brodat de soția mea, de Angela. Aici am luat loc. Da. Dar ne-am mai făcut, la un moment dat, făcusem și reportaje despre ce poate să facă soția ta cu mâinile ei talentate. Face multe chestii foarte interesante. Uite că îți face și diferite, nu știu cum să le zic, broderii, aplicații, că nu-mi dau seama. E broderie. Și e cu fir de aur, de 24 de carate. Da. O țin în safeu, așa că... Așa. Și iată, s-a regăsit. I-a ales să fie un leu aici? Da, sau da. Tu, așa? Nu, chiar mi-a plăcut. Doar că a ieșit cam cumințel leu ăsta, nu știu cum așa... Tăcuțel așa. Da, tăcuțel, cumințel, dar... Păi las că cel care îl poartă compensează. Da. Vine și, cu energie. Și mai sunt multe lucrări pe care o să le punem, o să le aplicăm pe alte haine. Și când o să se ogoiască și ea nu o să mai meargă în Franța la munte, na, o să deschidem și o școală probabil de broderie a ei. Ce frumos. Da, fiindcă i-a învățat foarte mult anume acolo în Luneville, parcă așa da se numește, unde a luat loc cu secole în urmă această artă. Da. Se făcea pe la palate. Hai noroc, ce să zic, poate să-ți creeze costumele de scenă într-o veselie. Sunt un norocos. Hai să încheiem subiectul ăsta cu ziua ta de naștere cu întrebarea asta. Ce-ți dorești, Mihai, la 55 de ani? Of, domnule, am citit câteva zile în urmă o frază, că mie îmi plac pildele astea, și cineva zicea, Mark Twain, pare mi se, uite, am ajuns la momentul când am înțeles că, tot mai mult am înțeles că mi-ajunge tot mai puțin. E superbă vorba asta, superbă. Da. Deci chiar mă liniștește și mă gândesc, ei, dar cât mai, ce să mai... Deci și sunt foarte calm la capitolul ăsta. Sigur că mi-aș dori videoclipuri, poate un concert la Palatul Național, solo, și multe din ce ține de meserie. Dar vorba aceea, nu fac din asta... O să fie. Da, mașina ar fi bine să mi-o schimb, dar are 17 ani și da, e un Chrysler Pacifica și țin foarte mult la ea și sper că și ea ține la mine, că da. Da, e o relație și acolo până la urmă. Absolut. Și poate mi-ar schimba, dar pe asta n-am să o dau, o să o țin așa ca și ceva din zona anticariatului. Și în fond, sănătate, cum ziceau bunei, că asta contează foarte mult. Da, ne-am și convins câțiva Absolut. Ceea ce spuneau bunei cândva la orice păhăruț de vin, sănătate, pace și sănătate sunt cele mai importante lucruri. Și acum aș vrea să fiu solidar
cu toată breasla noastră și să-i dorim sănătate domnului Soroceanu. Și cerul să ne audă și să... Doamne, vorba aceea, dă un ordin, dă ceva, să-l mai poți întârzia. Este vorba cântecului tare, toată lumea este bulversată de ce am auzit, dar sperăm să fie bine. Sperăm fie cu bine. Toții și trimitem cu toții urările noastre bune, și da, gânduri bune, că doar asta putem face noi, cu, dacă există adevăr în asta că gândurile se materializează, că poți trimite un cuvânt bun și el contează acolo undeva, atunci sperăm din suflet să conteze. Mai ales când sunt mai multe energii care se gândesc. Eu cred în asta, fiindcă atunci când se adună aceste energii, lucrurile ar trebui să fie într-acolo unde trebuie. Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să-l vedem din nou pe scenă. Asta da. Ne dorim. Bun, ziceam noi că o să vorbim și despre acest studio, Mihai, acum un an și ceva. Nu, un an cred că a trecut totuși. Cam un an, da. Noi de atunci nu ne-am mai văzut. Eu am fost în concediu de maternitate, am fost aici înlocuită și... Dar, în schimb, tu ai avut o experiență unică în viața ta. De o seară, da. Să fii aici prezentator pe fotoliu, de fapt. Să știi că eu m-am uitat la acea emisiune, dar mi-era o milă de tine, deci ți s-a întâmplat tot... ce se putea, știi cum? Într-o emisiune live apar tare multe... Eu sper că tu ții minte tot ce a fost atunci sau deja emoțiile te-au... Au mai trecut, dar țin minte că atunci chiar transpirasem binișor pe la degete. Zic, bă, parcă nu e ceva chiar atât de nou, că na, da, am făcut și noi arta teatrală. Ai o viață în fața oamenilor. Da, în... Dar oricum e altceva și ai emoții, da, ai emoții și uneori nu prea le poți să ne amfrâiu, da, și verbal și... Dar până la urmă... Ziceam, atunci mi-aduc aminte, invitații te-au fost Victoria Lungu și Vasile Macovei. Dacă și Vasile Macovei, corect? Da. Mi-aduc aminte că Victoria a întârziat, nu? A întârziat foarte mult atunci. Da, da. Și trebuia să tragi de timp. Cam așa, da, așa a fost. Asta a fost iarăși o problemă. O provocare, ce facem, cum facem cu toată echipa, dar până la urmă nu știu cum s-au așezat lucrurile, dar Victoria să nu mai face așa. Da. Uite, avem imagini de atunci. Dar cel mai mult ce mi-a plăcut, cum stăteai tu pe fotoliul ăsta roz al meu? Nu, se pupau culorile cât de cât. Da, sigur că da. Uite, serios, așa, Da, foarte serios eram, chiar. Și a trecut un an doar de zile, dar parcă nu am mai încărunțit eu. Tu la asta te uiți acum, dacă ai mai încărunțit sau nu. Nu-i nimic, barba se vopsește, nu-i problema. Da, niciodată n-am făcut lucrul ăsta, fiindcă naturalul este... Mereu la modă. Absolut, așa să fie. Și ți-a căzut și prompterul, dacă mi-au zis corect colegii. A fost și chestia asta, da, și a trebuit să improvizez ceva, nu mai țin minte. Sper că n-am dat tare prin străchini. Aici producătoarea poate să-mi amintească. Cu Victoria chiar a fost o treabă, iarăși și astăzi m-am prins venind în coace, deci ambuteajele astea sunt infernale. Absolut. De aceea, de la Boiucani până aici, o oră și ceva trebuie neapărat. E o chestie imprevizibilă până la urmă, știi, sunt invitați care chiar ajung mai devreme și se supără că de ce intră așa de târziu și mai așteaptă. Nu. Dar asta când e în direct nu poți schimba nimic. Absolut. Și în momentul în care ai mai rămas prins acolo... Mai bine aștepți 20 de minute, nu, decât să stai în ambuteaje și aici vine timpul ca tu să intre. Nu, nici nu e corect față de voi. Da, mi-aduc aminte, Victoria, atunci a intrat chiar pe final de emisiune, mai erau câteva minute, nu reușeați nimic să vorbiți. Da. Ai gustat din tot farmecul unei emisiuni în direct? Da, în direct, absolut. Da. Și, mersi că m-ați invitat, vă rog, ajunge. Ajunge, da? Ajunge, nu mai vii. Da. Nu. Bun, am înțeles. Hai, ți-am pregătit astăzi și niște întrebări blitz și întrebări mai ciudățele așa. Ia să vedem. Mi-am făcut deja un obicei să le pun practic fiecărui invitat în fiecare zi și facem o colecție așa de răspunsuri interesante. Hai! Dacă ai fi un animal, care ar fi el? Un câine, fiindcă cum privește un câine, deci, și cât este de loial, nu găsește așa ceva la om. Absolut. Da. Dar un câine cu la stăpâni de treabă. Da, să nu fiu pe drumuri și să bat pe la primărie, dați-mi și mie ceva. Apropo. Bun. Da, aici am dat o piatră în grădina primăriei. Cuiva, faceți ceva oameni buni cu maidanezii. Nu știu când o să ajungă și la subiectul ăsta, da. Dacă ai fi o mașină, ce marcă ai fi? Eu îmi sun odată băiatul și zic, ce faci? Tata, uite, mă duc la lucru, mă uit în oglindă și ce vezi? Parcă sunt un Lamborghini, zice, el e tras prin el, așa zice, un Lamborghini aș vrea să fiu. Un Lamborghini, frumos. Un an fără bani sau un an fără telefon? Fără telefon m-aș mai descurca, fără bani, nu știu. Mm-hmm. Deci, așa. Da, fără telefon. Dacă despre viața ta s-ar filma un film, cum s-ar numi el? Caut un prieten.
Chiar o să mă gândesc la lucrul ăsta, o să fac un scenariu și vreodată găsesc eu o echipă și facem un film la tema asta, fiindcă încă mă roade. Te roade, da, da, asta da. A rămas acolo, o restanță undeva, da, o văd da, și eu. Da. Cea mai mare frică a ta? Oh, Doamne, da, iarăși nu o să fiu original, îmbolnăvire sau pierderea, Doamne ferește, a celor din preajma mea, pe care îi iubesc, asta ar fi fatal, probabil, nu știu, asta nu-mi doresc niciodată. Când ai plâns ultima dată și de ce? Probabil că atunci când am pierdut-o pe maica mea, cu aproape 3 ani în urmă. Uh-huh. Eu tocmai după COVID și maica mea la o lună s-a prăpădit și ea și na, atunci. Înseamnă că plângi destul de rar, dacă de 3 ani ai plâns. Răruț, răruț. Da, așa. Da, da. Carieră sau familie? Întrebarea asta pentru artiști e mortală. Da. Cumva să le comasăm pe ambele. Nu, familia. Fiindcă, virgulă, cariera, visele era ca să nu te mai încălzește. Așa. Așa că eu aleg familia. Frumos. Bun, mai avem, cred că, 30 de secunde, un minuțel. Ce faci, pe unde cânti? Am văzut că ești pe la Hramuri. Am fost mirată să văd acolo pe un afiș, era Catarsistul cu Ion și pe mai jos, tot pe același afiș, DJ Martin. Da, da, da. Deci se întâmplă așa, la un eveniment să fii și în calitate de DJ și cu Catarsist. Nu? Exact. Ba, îmi doresc să fiu și solo. Catarsist, așa, solo, așa. Și la urmă și păi DJ. Păi ai nevoie de un afiș doar pentru tine. Da, 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 da. Deci a fost foarte fain pentru mine această experiență la Rezina, s-a produs la un ram. Și chiar, da, n-a fost ușor, fiindcă te solicită, ba chiar am mai avut un hram și aici la Cruzești și a trebuit să alerg să gonesc mașina. Deci, da, așa s-a întâmplat și mulțumesc celor care m-au invitat și în postură de DJ, pe final vreo 2 ore de vreme, deci i-am zbunțit bine. Energizat. Da, 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 da. Și îmi place acest proces DJ-ală, zic eu, fiindcă eu am fost DJ cândva și acum m-am reîntors la această frumoasă îndeletnicire, mai ales că na, aduce și un profit, de ce nu? Sigur că da. Mulțumesc tare mult, îți urez din suflet să ai o seară frumoasă, perfectă să fie și mersi. Să ne vedem data viitoare la fel cu, nu știu, energia asta ta atât de frumoasă, pozitivă, mereu. Mulțumesc. Ești un om care vine cu căldură, emani o energie aparte. Dacă e așa, mă bucur. Mulțumesc vouă pentru invitație și atitudine. Vă iubesc. Mulțumim. Și mulțumim. Ai acolo un cadou din partea partenerilor noștri când am venit. Sănătate. Mm-hmm. Mersi tare. Mulțumesc. Cașcavaluri fine, mezeluri din inima Italiei, dar și multe alte delicii culinare. Un brand de produse italiene de la noi a sărbătorit 10 ani de activitate pe piața Republicii Moldova. Cum au fost cei 10 ani, dar și seara de ieri, vedem în reportajul ce urmează. Emoție care e greu de descris, au trecut foarte rapid, din păcate, dar au fost ani foarte frumoși. Chiar mă gândeam astăzi de unde am început, când vedeam prime produse sau primul camion care de marfă părea ar fi o cantitate imposibil de realizat, când acum avem 3 camioni pe lună care descarcam și realizam, așa că a fost un percurs extrem de interesant, dar nu ne lăsam. Asta e doar o etapă importantă, dar nu ne oprim aici. Trebuie să mergem mai departe, să încercăm să adăugăm câteva cifre la acea cifră frumoasă de 10. Dacă am ajuns aici, asta înseamnă că consumatorii au avut încredere în noi și am percurs drumul cel corect și vrem să continuăm pe această direcție. Eu am un an jumătate de când lucrez aici. Eu am lucrat în Italia, dar vă spun un lucru. Eu în Italia n-am avut acces la așa produse de calitate cum au aici la noi, la produsele italiene. Noi acolo nu ne permitem să lucrăm cu așa produse. Cașcavalul și mezelul care se lucrează aici, asta e rar că tu le lucrezi în Roma. Eu n-am avut acces. Eu îi spun, Franco, aici lumea la noi cumpără așa produse de calitate că nici în Roma nu se mănâncă.
Așa produs acolo se folosesc în restaurantul din hotelele cu 4-5 stele. Pe parcursul serii, invitații s-au delectat cu cele mai delicioase produse autentice italienești. Noi, aceste 10 ani, vrem să-i sărbătorim cu cei care au fost într-adevăr protagoniști. Și în acest caz sunt produsele noastre. Am ales câteva tematice legate de aperitive sau de produse care au cucerit cetățenii din Republica Moldova. Produsele care până 10 ani în urmă erau complet necunoscute. N-ai cum să reziști. Aici am intrat aici toate dietele, tot regimul s-a anulat. Spuneți-ne, vă rog, ce delicii culinare, cu ce se delectează astăzi invitații? Seara aceasta real a dat o gamă largă de produse și vreau să spun că într-adevăr la această masă este artișocul, care mulți nu înțeleg fructul acesta, dar este un deliciu. Fructele de mare, pastele cred că sunt din oarecare special grâne, poate fi chiar și împreună cu morcov. Sunt niște produse real de calitate. Fiecare masă este o surpriză. Cine a gătit, adică bucătarul care a gătit, a făcut un format de surpriză, pentru că la fiecare masă este produsul pus pe masă și concomitent din el făcut deja bucatele gata. Show-ul culinar a fost una dintre surprizele serii care a adunat toți invitații în fața unui battle. În toate evenimentele care le-au făcut Casa Rinaldi, întotdeauna a fost un show, un battle între bucătari. Data asta, bucătarii știu că vor fi un battle, dar nu știu că ei trebuie să aleagă un participant din sală și să-l direcționeze, să-l organizeze, să facă riceta. Aici va fi valorizat capacitatea de a conduce. Vor fi și premii de la Casa Rinaldi. Printre oaspeți am surprins atât clienți fideli, cât și copiii care au îndrăgit bucătăria italiană. Îmi plac cașcavalurile, salamurile, dulcețurile, toate. Am descoperit Casa Rinaldi de ani buni și putem să ne considerăm fani Casa Rinaldi. Avem în casă practic toate produsele Casa Rinaldi cu care ne delectăm în seriile noastre perfecte. Fiul nostru mai mare, care este pasionat de gătit și urmărește cei mai renumiți bucătari italieni. Sunt niște oameni care aduc bucuria în casă, care aduc calitatea pe masă. Asta este un lucru foarte și foarte important. Mai dificil în ziua de astăzi să ai și produse, să ai și oameni buni în prejurul tău. Și cu această cale vreau să-i felicit, să le doresc și să le urez mulți ani, mulți ani frumoși. 10 ani este o vârstă frumoasă de când Casa Rinaldi este la noi în Republica Moldova și vreau să-i felicit din toată inima și să le doresc mulți, mulți, mulți ani înainte. Franco Sana și Marcel Cristenco sunt acum în studioul nostru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! V-ați revenit, gata? Toate emoțiile au trecut sau încă vă încearcă? Da, mai apar din mai când, apar. Când astăzi, da. Franco, dar tu ai cântat aseară, da? Da, m-au făcut un dar muzical și așa. Eu m-am și nu puteai să cânti. Da, sigur, se ratez ocazia. Mai ales așa o piesă celebră. Cumva, exact. Da. Dar eu din ce am văzut pe rețele a fost și o horă moldovenească pe acolo, nu? Da, s-au dansat da, da, și hora, deci ați înminat cumva. Mai târziu, știi, când iaburi de alcool. Așa, da, da. Nu. Se ridică adrenalina, am înțeles. Sigur, dispoziție. Bun, vreau să vorbim despre seara de ieri un pic mai pe larg, pentru că ați început acolo să povestiți despre acel battle. Hai să înțelegem ce s-a întâmplat până la urmă. Am văzut acolo câteva indicii, dar n-am înțeles tare bine. Deci, fiecare dintre șefi a trebuit să gătească ceva ce cine coordona, n-am înțeles. Hai să vedem. Ca tare în toate evenimentele noastre, oricum a fost întotdeauna un battle. De acum ceream noi cine participă din bucătari, din asociații. Numai că data asta am schimbat noi regulile. Așa? Adică am ales bucătarii, s-au făcut înainte, numai că la momentul începerii am schimbat regula și am spus, băieți, vă alegeți câte un participant din seară, va fi ca un fel de sușef al vostru și voi coordonați. Adică gazda ne-a dat la dispoziție carne, că e un băiat, un producător de carne, maturizează carne, un specialist. El a prezentat carne, a dus-o, trebuiau să facă riceta cu carne, cu ingredientele care erau pe masă, în mosturile noastre. Numai că trebuiau coordonați de dânsii, nu dânsii să gătească, doar participanții. Așa. Da. Deci, practic, gătești din povestite, așa, din da. Ce ți spune. Fel, da. Ce spune și bucătarea. Cum a ieșit? Fain. Fain? Da, s-a descurcat? Da.
Interesant. Deci contează mâna până la urmă sau contează vorba? E și mâna și alta. Da, și cred că și capacitatea asta de a coordona, de a-l... Da. De-a-l îndruma corect, de-a-l nu? De-a-l îndruma corect, da. Pentru că trebuie să fie acolo în fiecare secundă, practică, dacă ție un pic... Sar, un bucătar gătește carnea. Da. Eu știu, ia că o rădic, o întorc, uh-huh. înțeleg coptura care e gata. Așa. Dar să vezi tu dintr-o parte, să spui că e gata sau nu e gata, uh-huh. prin mâinile... La altcineva? Altcineva, cam nu e așa. E greu cu mâinile legate, da? Da, cam asta e. Că acum ai gătit cu mâinile legate, într-adevăr, bravo. Așa, da. Sau știi cum se mai fac bucătarii? Voi tot timpul faceți chestia aia cu tigaia când întoarceți așa. Pui un amator, nu poate. Asta. Deci asta n-ai cum să faci prin vorbă, nu? Și ți iese pe... Așa. Bun. Cum a fost seara de ieri în general? Cum ați trăit-o? Ah, foarte bine. A fost foarte emoționant, fiindcă... A fost o posibilitate de a analiza un pic tot ce s-a făcut în aceste ani. Și, într-adevăr, cum am și zis în interviu, dovadă o avem cu consumatorii care vin, care ne susțin, care sunt fideli deja. Da, și care ne împlac cu complimente, ca și ieri seara, adică e o satisfacție. Dar, într-adevăr, cum am zis, starul erau produsele noastre care, într-adevăr, au o calitate extraordinară și ne bucurăm cu asta. 10 ani, e o vârstă sau e un început? Nu, e un început. E un început, sim. E un început. Da, e o treaptă importantă, dar e doar o perioadă care te motivează să mergi înainte, cu siguranță. Și să te dezvolți așa mai departe. Sigur, cum ziceai sigur. Și tu, la început, pe piață ați venit cu câteva produse. Acum gama da. Este mult, mult mai largă și am impresia că s-a schimbat și cultura bucătăriei italiene în țara noastră, pentru că dacă ți-aduci aminte, acum 10 ani, cum se fierbeau pastele la noi și cum se ferba, cum s-a schimbat, nu? Foarte mult, foarte mult. Sau dar... cine mânca paste cu pesto, știi? Adică da, nimic, exact. Ce aia? Ce... Da, acum da, se mănâncă în foarte da, multe. Dar dacă am ajuns că se vindem foarte multe, ca exemplu, zice, manghineare, care erau într-adevăr până câțiva ani în urmă necunoscute. Acum lumea le caută, se interesează. Dar oricum e un produs destul de controvers. De ce la multă lume nu le plac anghinarele? Nu-s gătite corect, nu-s puse în combinații corect. Sau ce de ce? Spui, Marcea? Gândesc că, măi, ca atare, istoria anghinarului așa ca bucătărie, anii 1800. Eu știu asta din bucătăria iudaico-romană. În Roma, prin anii 1800, încă papa ținea minoranța ebraică separată de romani. Și era un produs care creștea ca bozul, ca un spinos. Așa? Primii care l-au practicat în bucătărie au fost minoranța ebraică. Femeile strângeau, că asta era unica care puteai strânge, că el crește, știți cum? La temperaturi mai joase, vara nu dă roadă. Aha. Roada lui se începe acum. Așa. Și primii boboci, ia ca ceea ce ați văzut la noi pe masă, erau da, niște flori. Acele romanescu, ăla mașcat. Asta e prima roadă. Strânge a doua roadă și a treia. Adică primul boboc a doua și a treia. Restul a cei mai mici merg doar sub ulei, dar într-un format așa mai însalate, să mese. Ăștia mari merg la romana, adică ai curăț de primele coaja mai groasă, primele petale, tai vârful, se curăță bărbuța dinăuntru, care e un fel de bărbuță. Și bărbuța asta spune că mai are o lună, dacă bărbuța e mai joasă, mai are o lună, o lună jumate și gata. Doamne, tu știi filozofia în general, mă la tine? Nu. Socoate, noi lucram într-un local în Roma, chiar în Roma veche, un orașul vechi, în zona Trastevere, în localul ăsta pe zi se vindeau peste 300 de anghinare, 300-400 de anghinare pe zi. Se făceau la Giudia, în baie de ulei, sau la romană, fierți cu vin și lămâie. Ulei, vin și lămâie. Astea sunt două tipologii. Da? Simplu. Bogăția lor de fier, simplu, adică, da. În general, și practicabil în multe ricete, asta e. Îți permite să faci multe ricete. Începând de la starter, paste, secundul, guarnitură. Pizza, da. Da, 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 sigur. Da. Și dulce este în Roma. Este crostată cu ricota și anghinară. Ok. O să mergem la Roma și o să gustăm sau o să gătiți voi la un moment dat aici la Chișinău. Până atunci am da, știi cum ne mai uităm așa. Bun. Casa Rinaldi este în 100 de țări din lumea. Da, peste 100, da. Vreau să întreb dacă știi cumva
Prin ce se deosebește, nu știu, cererea la noi decât în alte țări? Adică există un produs care la noi se cere mai mult pe piață și nu este în alte părți solicitat. Prin ce este specifică piața noastră? Anume, da, da, aici în Moldova. Pentru noi, noi nu vedem multe lucruri specifice din cauza că gusturile sunt foarte asemănătoare. Așa. Adică, până la urmă, chiar dacă bucătăria sunt departe, într-un fel, dar în același timp, gustul moldovenilor se asemănă foarte mult cu gustul nostru. Așa că nu e... Frate, aici știi ce ușor de găsit, mai mult la noi? Poate, Frank, un ați vă spui. Da. Intensitatea lui de a promova produsul italian aici. Am înțeles meritul lui. Într-adevăr, vă spun, eu n-am făcut 10 ani cu Casa Rinaldi, am un an. Dar vă spun, modul, capacitatea și intensitatea care o pune Franco pentru a promova produsele italiene, ce n-am văzut la nimeni. Uite cum stă el și se uită în pământ. Da, e modest, Franco. Mai avem un minut și vreau să-mi spui, dacă tot despre tine a început Marcel, să zică, cum s-a schimbat viața ta în ultimii 10 ani? Aici. Da, s-a schimbat în bine. M-am îmbogățit mai multe. Așa. Îmbogățit în sensul cuvântului, nu vorbesc în toate sensurile, poate să fie, nu e nicio problemă. Fiindcă am dezvoltat și o familie frumoasă, dar cel mai mult datorită contactul cu oamenii și clienții și consumatorii, am învățat foarte multe și curiozitatea crește și cu siguranță în fiecare zi căutam o provocare nouă pentru a ne migliora, nu trebuie să ne oprim. Nu trebuie să stai pe loc. Pentru asta toată admirația și respectul meu. La mulți ani vă spun vouă și succes în ceea ce faceți. Mulțumim. Franco, ție tot respectul pentru, în primul rând, pentru limba română pe care o vorbești, pentru că poți să dai o lecție tuturor celor care stau aici de zeci de ani și tot nu mai știu să se salute în limba română. Scuzați-mă dacă am întrecut o limită. Da. Eu vă mulțumesc tare mult, vă urez multă baftă și vă aștept de fiecare dată cu drag aici. Mulțumesc. Acolo aveți și câte un cadou din partea partenerilor noștri. Super. Mersi. Mulțumesc. Iar noi continuăm și mergem acum într-o bucătărie moldovenească. Mai exact în bucătăria Gusturile se discută, să vedem cine sunt invitații de mâine. Iulia, bună seara! Bună seara, Anișoara, bună seara, dragi prieteni! De mult nu s-a râs atât de mult aici la bucătăria noastră cu aceste două invitate extraordinare, Cristina Miron și Gabriela Gutiera Moldovan. Invitatele mele de astăzi, să știți că nu se cunoșteau până la acest moment. S-au cunoscut aici la bucătărie și... Așa, am văzut că ați găsit limbă comună, nu? Evident, da. Așa. Gabriela, era inițiativa ta să, uite, anume cu Cristina să vii la emisiune. Da, și a fost destul de secret. N-a vrut să ne cunoaștem înainte de emisiune. Eu am telefonat-o, nu mi-a ridicat, i-am scris cine sunt, mi-a pus un smiley și gata. Am zis că o să revin când o să mă eliberez și am uitat. Tu n-ai mai insistat și la mine o zburat din cap. Așa. Ai înțeles că cu Cristina trebuie să... Ține intriga până astăzi, eu așa am înțeles. Mai mult decât atât, ceea ce ați gătit voi astăzi de aici a fost ideea Cristinei. Cristina, ia povestește ce capodoperă culinară ați făcut voi. Să vede că e inițiativa mea. Băi, nu știu și asta. Nu știu cum se numește, nu știu ce-o ieșit. Ideea că am gătit odată, după rețeta prietenii mele, care tot o gătit odată. Așa. Și mie mi-a plăcut, mi s-a părut tare gustos, cașcavalul este așa cum să astea, nu? Ideea că mi se pare la gust are italienesc, știi? Așa. Și de asta. El e super gustos. E cu legume, cu șuncă și cu cașcaval de ăsta. Teoretic așa, spanac. Cașcavalul camembert. Ceva genul. Camembert. Da. Și super gustos. Da. E. Deci, Cristina, a gătit odată, tu prima dată. Gabriela, cum crezi că ai ieșit? Încă n-am gustat. Sper să ajung acasă azi. După ce gust. Da. Eu am mai scăpat din ingrediente și am încercat cumva să... Recuperez? Da. Și, dar nu, sper să fie bine, că nu pățești nimic de la spanac și de la roșii. Așa, și de la cașcaval. Tu ești bine cu bucătăria pentru că ai un album culinar. Da. Ce găsim acolo? Orice. Așa. Pe toate. Este în Facebook, am un album cu bucate.
Așa, și le-ai gătit tu pe toate? Că n-am timp, mai puțin acum, adică cât am scris cărți, nici eu n-am făcut. Dar așa gândesc. Tu, Cristina? Te-ai cu... Nu te uita la mine. Te-ai cu bucătăria? După cum vezi, eu nu am deloc cu bucătăria. Adică, bine, acum mai gătesc mai sănătos, mai chestii, trestii. Dar de fapt, nu, eu nu prea pot să gătesc. La mine asta e tare... Nu, dar unde mănânci? Acasă? A, da, așa cum știi, așa zic. Așa cum știu, niște ouă, niște salată din astea, super ușor, pentru că nutriționista mea îmi face meniuri super ușoare, așa, că nu-mi place să gătesc complicat. Și de asta e ca chestii de genul care le-ai tăiat și le-ai pus la cuptor doar, știi? Adică nu e tare complicat. Nu cu rețete, nu cu nevoi. Dacă este vorba despre felul preferat de mâncare? Apoi, când este vorba despre asta și îl mănânc cu... Mare drag! Mare drag! Dacă băi, felul meu preferat e tot și nesănătos. Adică burgeri, pizza, chestii de genul. Normal că nu îmi permit să mănânc așa de mult nesănătos, pentru că acum sunt la regim. Dar acum, apropo, ai dat jos. Am dat jos, am reușit să dau jos, am reușit să pun o leacă înapoi și e că acum tot cred că să mai pun o leacă înapoi după cașcavalul ăsta și dau jos după asta, promit, de tot. E greu? Eu înțeleg că tu n-ai cum să ajungă la tine chestia și la oameni slabi, n-au cum să înțeleagă cât e de ușor asta, cât e de greu, mai bine spus. Da, eu am impresia că doamne îi dă și lui care poate duce. Eu mănânc, mie îmi place să mănânc mult. Adică eu te urăsc. Te urăsc, ți-ți place când nu-mi place? Ți-ți pare că nu-mi place să mănânc mult, serios? Ți chiar îți pare că nu-mi place chestia asta? De asta te urăsc, că tu poți să mănânci, mă rog, îți permiți. Te mai iartă. Domnul, să te iert, eu nu te iert. Eu cred că pe această notă pozitivă să încheiem live-ul nostru, dragii. Apropo, vă urez succes ambelor, să vedem cine câștigă tigaia. Dacă vreți să aflați voi, stați cu ochii pe gusturile, se discută. Dragii mei, vă salut cu drag, Anișoara, ai legătura. Atât pentru astăzi, dar și pentru această săptămână. Ne revedem luni la ora 18, când o aștept în studio pe Natalia Barbu. Până atunci, o seară perfectă și un weekend frumos să aveți. La revedere!